Această emisiune este realizată în parteneriat cu Moldincom Bank. Moldincom Bank. Succes prin generații. Toți ne dorim ca banii noștri să nu-și piardă din valoare, să reziste inflației, schimbărilor de curs valutar și altor riscuri care nu pot fi controlate. Cum și cât de eficient ne gestionăm noi proprii bani depinde mult de educația noastră financiară, de nivelul nostru de informare și de capacitatea de planificare a cheltuielilor și veniturilor. Condițiile social-economice ale țării noastre ne obligă să căutăm o formă de păstrare a banilor prin care să evităm pierderea lor, dar și să obținem un câștig. În cele mai multe cazuri, alegerea este evidentă. Depozitele bancare. În teorie, depozitul reprezintă o sumă de bani depusă pe un termen anumit spre păstrare la bancă, pentru care clientul primește o recompensă sub formă de dobândă. În practică însă, depozitele au devenit o sursă stabilă de venit, care asigură existența multor clienți din țară. Desigur, un factor important când deschideți un depozit, îl are banca în care aveți încredere și ați ales să păstrați economiile dumneavoastră. În prezent, peste 7 miliarde de lei sau 20% din economiile populației sunt deținute la Moldincom Bank și această cifră crește în fiecare zi. Clienții aleg această instituție fiindcă a demonstrat în timp că este o bancă stabilă, performantă și de încredere, cu filiale în toate raioanele țării, mereu aproape de clienți. Din punct de vedere economic, depozitele bancare asigură sursa principală a creditelor. De aceea, cu cât mai mulți bani vor fi păstrați la bancă, cu atât mai mari vor fi investițiile în economia țării. În ultimul timp, o întrebare tot mai acută este în care valută este cel mai sigur și convenabil să păstrăm economiile. Într-adevăr, alegerea monedei depozitului poate avea un rol decisiv asupra venitului obținut. Și aici vreau să menționez că, indiferent de fluctuațiile valutare, ratele dobânzii oferite la depozitele în lei sunt și au fost tot timpul mai mari decât cele în valută. Acest lucru asigură depozitelor în lei o rentabilitate mai înaltă și o cerere mai mare din partea populației. La ora actuală, circa jumătate din economiile populației aflate în bănci sunt ținute în lei, fapt ce oferă monede naționale o siguranță în plus. Despre cum să deschideți un depozit, ce gamă oferă Moldincom Bank, care sunt avantajele, diferențele și la ce să atrageți atenția pentru a face o alegere potrivită, veți afla de la colegii mei. Depozitele bancare. Pentru a deschide un depozit, este necesar doar de buletinul de identitate și de suma de bani. Vreau să accentuez că, în general, clientul, plăsând suma de bani la un depozit, are numai de câștigat și nu suportă cheltuieli. La deschiderea și administrarea conturilor de depozit nu se percep comisioane, chiar și dacă depozitul se retrage înainte de termen și conturile se închid. Veniturile din depozite nu se impozitează. Mai mult decât atât, toți clienții care deschid depozite primesc un card bancar gratuit pentru transferul dobânzii lunare, fără nicio taxă de emitere și de deservire lunară. Pentru a deschide un depozit la Moldincom Bank, aveți nevoie de 3 lucruri: dorință, buletin și bani. Durează doar 3 minute și aveți cele mai mari procente de pe piața Republicii Moldova. Depozitele bancare. Moldincom Bank oferă o gamă largă și deosebită de depozite, cu denumiri plăcute din domeniul muzicii. Aceste depozite sunt așa ca allegro, sonata, tango, acord, jazz, cu condiții speciale. La noi, unele depozite permit completarea cu sume la care se calculează dobânda. Altele depozite permit retragerea parțială, fără a pierde dobânda calculată.
Sunt și depozite care permit și completare și retragere. Trebuie să reținem că absolut toate depozitele sunt purtătoare de profit. De exemplu, la plasare sumei de 20.000 de lei pentru un an de zile cu rată dobânzii 15% anual, venitul va constitui 3.000 de lei. Deseori clienții cer un sfat de la noi, cum ar putea acumula suma necesară pentru viitorul copiilor săi. Noi deseori recomandăm depozitul pentru copii până la vârsta de 18 ani. Depozitul dat se deschide pe numele copilului, dar îl gestionează părintele. Contul poate fi completat cu oricare sumă, fără nicio limită, iar dobânda în fiecare an se acumulează la cont. Astfel, toate condițiile contribuie doar la majorarea sumei depuse inițial, de care copilul va putea beneficia imediat cum va împlini vârsta de 18 ani. Depozitul pentru copii este unul din cele mai solicitate depozite, fiindcă clienții Moldincombank-ului se gândesc la viitorul copiilor lor. Depozitele bancare. Moldincombank are foarte mulți deponenți pensionari în toată țara și asta pentru că specialiștii noștri au elaborat un produs special pentru ei cu multe avantaje. Și anume, posibilitatea de completare a depozitului cu orice sumă, posibilitatea de a retrage parțial, fără a pierde dobânda acumulată și, de asemenea, posibilitatea de a prelungi termenul depozitului fără ca pensionarul să se prezinte la bancă. Este important și vreau să scot în evidență că depozitul pensionar se poate plasa de la 6 până la 36 de luni. Un moment important este că dobânda se capitalizează, adică dobândă, se plătește dobândă la dobândă. Recent a fost lansat un depozit foarte profitabil, Allegro, pe un termen de 12 luni. Mă bucur să constat faptul că clienții zilnic vin la bancă și solicită acest depozit, fiindcă este foarte atractiv, are o rată fixă de 15,5%, are posibilitatea de completare. Depozitele bancare. M-am decis să aleg Moldincombank-ul din mai multe pricini. Una la mână este, cum v-am explicat, marketingul. Al doilea la mână este sistemul de depozite și procentajul care este cel mai mare, aș spune, de pe piața Republicii Moldova. Și al treilea, am deschis acest depozit din cauza că a face economii este foarte bine. Mai mult ca atât, oportunitățile care ne le oferă Moldincombank-ul, șansa de a pleca într-o călătorie, șansa de a câștiga mult premii, m-a decis respectiv să vin la această bancă care are stabilitate, are putere, are un viitor și are o echipă bine organizată și chiar le mulțumesc pentru asta. Pentru a fi mai aproape de clienții săi, tradițional, Moldincombank în fiecare an organizează diferite campanii promoționale. Sute de clienți au beneficiat de diferite premii, bănești, calculatoare, foi turistice, automobile. Acesta e primul câștig care l-am avut în viața mea și de ce am emoții. Emoții pozitive. Banca e sigură. Eu asta pot să demonstrez de acum, în decurs de mai mulți ani, că de când sunt client acestei bănci, sunt mulțumită de bancă și iată m-a făcut și surpriza de astăzi. Chiar și în acest an, de la începutul anului, a fost organizată o acțiune promoțională. Începe un an bun cu Moldincombank, unde 15 clienți au primit premii bănești a câte 10.000 de lei. Pentru că au ales Moldincombank. Mulțumesc Moldincombank în această perioadă de nesiguranță financiară. A venit cu acest suport material care este foarte binevenit. Deschizi un cont, primești un apel, ridici banii. Ce este mai simplu? Mulțumesc mult și sper la o colaborare și în continuare. Un sfat special pentru cei care pleacă peste hotare. Banca recomandă varianta de acumulare a banilor la depozite chiar atunci când sunteți plecați în afara țării. Astfel, depozitele pot fi completate cu sume transferate prin sisteme de transferuri bănești unidirecționale, fără prezența obligatorie la bancă.